implicit apostole. Sper să nu vă plictisiți. Înainte de a intra în acest subiect, Dragoș, dați-mi voie să vă adresez mulțumiri pentru alegerea dumneavoastră, că ați venit să împărțim bucuria cu Dragoș și cu ceilalți. În sală întotdeauna ne succedem și coexistăm generații. Ei sunt generația 1 a societății noastre, viitorii cercetători și oameni de știință, viitorii profesioniști, dar și supletiști. M-am gândit ce este cu Matei Dragoș. Se spune că în limba ebraică Matei este darul lui Dumnezeu. Dragoș, în limba slavă, înseamnă cel iubit, cel drăgăstos, cel drag. Mulțumesc! Deci în seara aceasta are un background expozeul tânsului. În al doilea rând, suntem în toiul crizei. S-a discutat mult despre vindecări ale crizei, ale economiei, în primul rând, care conduce existența. Țin minte că un mare economist spunea ca un exemplu, ca o metaforă, zice, când liftul rămâne jos, la parter trebuie să vină mecanicul să-l deblocheze. Cândva economiștii studiau anatomia și fiziologia corpului economic. Dragoș a ales aici fiziologia postului. N-a spus anatomia și fiziologia postului, ci modalități de intervenție în acest post. De asemenea, am să parafrazez ceva în perioada interbelică, un profesor de la Politehnică, Mihail Manoilescu, știți și dumneavoastră ca inginer, un celebru inginer, dar iubitor și intră ale economiei, spunea inginerilor următorul lucru. Toată viața ați frământat materia, dar cu sufletul ce-ați făcut? Trebuia să răspundem la această întrebare. Așa că aștept în seara aceasta ca Dragoș să ne explice despre post, despre iertare, despre alimentare sănătoasă, despre dietă cuplată cu biserică și rugăciune, despre eliberare de patim, despre iubire, despre pocăință, despre vinovățire, despre eliberare de vinovățire, despre triada tragică, moarte, suferință și vinovăție, pentru că, de fapt, ceea ce ne spune la ora actuală glasul bisericii este că foarte multe persoane umane au sufletul pustit, sufletul uscat. Chiar s-a scris o carte, Morții vii. De ce suntem morți? Au murit sufletele. Postul acesta înseamnă învierea acestor suflete. Și așteptăm ca Dragoș să facă, precum Mihai data trecută, o combinație între cărți componentele omului, ființă integrală, între corp și suflet. Mihai? Mulțumesc, domn profesor. Sunt îmbibat așa cu multă bucurie și multă recunoștință pentru introducerea frumoasă pe care mi-ați făcut-o. Și vreau să vă spun că subiectul, când m-am apucat să-l frământ, mi s-a părut îngrozitor oarecum. Ce pot să spun eu oamenilor acelor, așa că vă rog să mă iertați dacă o să anunț câteva lucruri sumare sau nu o să vă expun prea multe detalii și aștept cu drag, la sfârșit, întrebări. Bun. Ca să începem. Așa, ca introducere, o definiție plastică, în termen modern, a unui post. Ce înseamnă postul? Pe toate nivelurile îl putem rezuma ca o resetare la valorile inițiale a unui telefon. Când dai acolo Property Settings, Restore Factory Settings. Cam așa s-ar înțelege, în termeni ca să zic, laici și profani, termenul de post. Ne resetăm organismul pe toate palierele, sufletești și trupești, la valorile firești. De exemplu, scriu aici, deprivarea de anumite nevoi conduce la activarea unor rețele neuronale, care rețele s-au dezvoltat filogenetic și ontogenetic. Deci noi când postim, trebuie să ne luptăm cu acele sisteme redundante ale noastre pe care le folosim zilnic, de la creierul reptilian până la paleocortex și sistemul limbic, care este, este o imagine din dreapta. Deci trebuie să mă lupt eu cu mine pe toate nivelurile. Această luptă are un caracter conservativ. Nu este ușor să renunț la ceea ce am învățat, poate cu drag, poate că nu. Trebuie să renunț. Deci eu implic o noțiune de renunțare și atunci noi, cei care suntem învățați cu trupul, cu mândria noastră, cu totul să fie pentru noi și eu pentru nimeni, trebuie să renunț la ceva foarte esențial din mine. Dar nu, în sensul creștin ortodox, nu se percepe acea nuanță de ruperea a contactului cu realității. Cum am găsit, de exemplu, în cazuri de psihiatrie, se numește depresie catatonică, în care nu mai vrei să faci nimic, nu mai mănânci, nu mai interacționezi, nu mai vorbești, ești stană de piatră. Dar nici în sensul cel mistic yogin, în care eu vreau să fac performanță ascetică și mă întreb cu 2-3 colegi de-ai mei și zic că, hai frate, la câte respirații ai ajuns astăzi? În care mai tare, pe cine mai impresionăm, pe câți kilometri de cărbun mai mergem, câte minute stăm sub apă și alte cele. Deci nu e și nicio dorință de a ține o dietă, că am o colegă la serviciu, păi eu sunt vegetariană, că e bine să nu mănânci carne, dar nu înțelege sensul profund de ce să nu mai mănânci carne sau de ce trebuie să ții post. Pentru mine este o chemare lăuntrică, o dorință de căutare și o dorință de a vorbi cu Dumnezeu de pe trepte firești, așa cum a fost rânduit de la bun început. De exemplu, vă anunț, dacă nu știați, din prima zi de concepție, trupul copilașului primește deșeuri de la mamă. Și aici se găsește metafora, domnule, ca mama să nu fumeze, mama să nu mănânce, să nu stea, să nu se uite la televizor pe noaptea, să nu se certe cu tatăl, să nu se certe cu soțul, pentru că toate aceste deșeuri informaționale, fizice și de natură psihoemoțională ajung și rămân candidate în trupul copilului. Având o discuție cu o asistentă de la maternitatea Polizu, o discuție întâmplătoare într-un mijloc de transport în comun. Doamnă, spuneți-mi pe scurt, cât ați văzut din 90 până încoace că a crescut cazurile de avorturi spontane? Și doamna zice, n-ai vrea să știi. Deci am putea să facem o paralelă între viața dezorganizată în care am fost aruncați odată cu schimbarea regimului și numărul de copii care sunt avortați spontan. Nu mă refer la cei voiți. Și atunci, ce se întâmplă? Se adună și orice lucru care se adună stă. Și numai că stă, dar stă la căldură, 36,5-37 de grade, stă la întuneric, se produce o fermentație, o descompunere, ceva putrezește. Și atunci, cum suntem dimineața când ne trezim? Păi să vă zic, cam așa. Cam asta e realitatea. Suntem cu ochii buhăiți, fața plânsă, ne dor oasele, ne văităm, avem inflamații și celulită peste tot. Lucruri care s-au strâns, s-au depozitat și încep să fermenteze pe acolo și nu știm ce e cu ele. De unde s-au strâns? Am făcut așa o trecere prin literatură și am adunat niște date și am aflat cu surprindere că postul este o regulă a firii, începând de la plante, plantele, când nu au condiții de hrană și de viețuire, fac semințe și semințele alea stau în pământ și când au condiții, ele renasc. E o paralelă așa metaforică. Ele postesc. Virusii sau microorganismele microcelulare, dacă nu au condiții de umezeală, căldură, tot ce le trebuie, sporulează, adică pe lângă membrana lor celulară mai fac o membrană și poate să stea sute de ani și unele s-au descoperit și în spațiu. Tot un fel de posteri, că n-au ce le trebuie. Sau așteaptă ce le trebuie. Depinde. În lumea animalelor am găsit două studii despre urși polari, care postez că în perioada când Antarctica este prea înghețată ca să poată să pescuiască ei ceva. Și este interesant că acest comportament al urșilor, scrie în articolul de aici, că s-a cam modificat odată cu topirea calotei glaciare și cu persistența verii. Nu mai postesc așa mult, că au ce să mănânce. Da. Păsările. Păsările postesc în timpul migrațiilor. Postez pentru că nu au ce le trebuie ca să-și mențină un ritm obișnuit de viață. Ele schimbă, fazează pe altă latură și atunci, cum spune aici despre penguini, se întâmplă trei lucruri mari. La începutul postului, pierderea de masă corporală scade, pentru că intră în funcțiune sistemul de consum al lipidelor. De aici, la faza a doua, trupul rămâne aproape la o constantă de greutate, pentru că se consumă mai mult lipide și nu se accentuează catabolismul proteic. În faza a treia crește. S-a observat o creștere a masei corpului, pentru că, greutatea corpului începe să descrească pentru că proteinele încep să fie consumate, nu mai sunt păstrate. Dar apare un ciclu. Întâi, consumul de proteine scade, ceea ce este un pic paradoxal, pentru că dacă nu ai aport de alimente, după cum bine știm că proteinele nu se depozitează în organism, te aștepți să mănânce prima dată proteinele, dar sunt cruțate pentru că se activează căile de consum ale lipidelor. Pe urmă nu mai sunt cruțate, că totuși corpul are nevoie de energie. Fac cunoștință cu un postitor profesionist. Se numește King Penguin. Iar acesta... Asupra acestuia s-a făcut un test cu marcări izotopici proteici, pe o anumite proteine cu anumiți aminoacizi marcați izotopic, aminoacizi care s-au regăsit în piele și în structura penelor. Și ei zic acolo că după 25 de post, în loc să scadă, să-i pice penele de pe el, au crescut și au dezvoltat o altă structură. Pentru că el, postind, se pregătește să plece pe distanțe mari prin apă și are nevoie de o altă structură a penelor ca să poată să înnoate, decât dacă atunci când stă pe uscat și stă cu pui și are oarecum ce să mănânce. Interesant de gândit. Despre fiziologia pauzei alimentare la oameni s-a ocupat doctorul Otto Buchinger. Dânsul este un medic german care a supravegheat în jur de 3000 de oameni aflați în post total, pe care i-a monitorizat zilnic cu analize medicale și cu un interviu, un chestionar cu întrebări. O să vă prezint în continuare câteva rezumate ale experiențelor dânsului, toate făcute pe subiecții umani voluntari. Începe așa: dacă unui om sănătos încetăm să-i mai dăm mâncare, cu aprobarea lui, energii considerabile sunt eliberate, dar despre ce energii este vorba? Despre acele energii care înainte erau folosite să macine mâncarea, de la macerare mecanică, termică, enzimatică, până la implementarea acelei hrane în celulele organismului. Și atunci, în post, energia asta de prisos ce face? Se focusează pe dezasimilație și transformarea materialului impus, care este o sarcină mult mai ușoară decât să prelucrezi material venit din afară, după cum spuneam, mecanic, termic, enzimatic. Atunci, câteva generalități. Din prima zi a restricției alimentare intră în funcțiune legi metabolice noi. Legi metabolice noi care folosesc energia care s-a economisit. Ce se întâmplă? Temperatura corpului scade, oxidările se reduc pentru că nu mai sunt stresuri oxidative așa de mari datorită bagajului alimentar. Dacă postul se prelungește, se poate observa valorile constante ale metabolismului, iar mineralele se păstrează în corp datorită reducerii cantității de urine eliminate. Hipocrate avea un dicton, zice, vix medicatrix naturae, adică dacă lași natura să-și facă cursul ei, corpul se regenerează de la sine, se distruge ceea ce era nesănătos în organism și îți păstrează ce e sănătos, paternul firesc. Și atunci ce dispar? Dispar țesutul hipertrofice, dispare țesutul adipos, asta așa, un pic ca reminder, o schemă cu metabolismul energetic la om. Avem proteine, avem polizaharide, avem grăsimi, acizi nucleici și altele. Toate acestea se reduc la acetilcoenzima A în corp și la calea piruvatului. De aici, din cele 4-5 enumerate mai sus, rezultă 3 cataboliți principali. Uree, apă și CO2. Acestea 3 iau căi diverse de excreție, pentru că se adună în plus și oricum corpul nu are ce face cu ele. Dacă inichiul nu funcționează, apa se adună peste tot și avem acele pliuri care se cam rotunjesc, apare edeme, în combinație cu urea poate să apară anumite boli specifice articulațiilor, iar CO2-ul nu prea apucă să se mențină în corp pentru că este eliminat prin respirație. De asta, dacă țineți post, o să vedeți că apare un miros cam urât al respirației, o parte din cauza florii bacteriene din gură. Pe de altă parte, corpul elimină CO2 în plus față de un nivel bazal de hrană. Despre sânge. Ce avem în sânge? Avem eritrocite, avem celule, avem o compoziție în glucoză și diversi metaboliți. Și acum să vedem ce se întâmplă atunci în post cu sângele. Păi s-a observat că sângele celui care postește se cam îngroașă. De ce? Pe de o parte că se reduce cantitatea de apă și crește capacitatea de coagulare, dar datorită desfacerii grăsimilor din depozite, sângele se îngroașă foarte mult cu lipide. Apare o perturbare a echilibrului acidobazic, pH-ul este perturbat și apar fenomenele obișnuite pe care probabil că le-am trăit cu toții când ne-a fost foarte foame și n-am avut ce să mâncăm. Că te ia o omețeală, te ia o durere de cap, te simți slăbit, ai poate taricardie, greață, vărsături. Cred că toată lumea a trăit manifestări de genul ăsta.